Acestea sunt pietre de mormânt, care ascund morminte vechi de multe sute de ani. 300, 400, 500 de ani. Sunt o seminte care au fost înhumate în ritul musulman. Există și inscripții pe aceste pietre de mormânt în limba arabă. Acestea au și simbolul unui turban deasupra. Așa arată. La fiecare s-a păstrat în diverse forme, așa cum au fost găsite și conservate, așa cum s-a putut.